Entropia informațională măsoară cantitatea de informații obținută în urma producerii unui eveniment. Așadar, o sursă emite continuu, absolut aleatoriu, numere din bază hexa. Să se afle entropia acestei surse. Păi asta înseamnă că x este egal cu de la 1 până la 16. Mai întâi determinăm repartiția după următoarea formulă. După ce am determinat repartiția, aplicăm formula lui Shannon. H de X de unde rezultă Așadar, entropia acestei surse este de 4 biți după ce am aplicat formula lui Shannon.